Sistemul nostru bancar nu este influențat de criza din Statele Unite, ne asigură BNR, însă acțiunile bancare globale rămân sub presiune după prăbușirea a trei bănci americane săptămâna trecută. Există temeri că și altele ar putea avea probleme asemănătoare, iar investitorii s-ar grăbi să vândă acțiunile. Un expert de pe Wall Street, care a prezis cu exactitate prăbușirea Lehman Brothers din 2008, a avertizat că o nouă bancă s-ar putea prăbuși în furtuna perfectă creată de falimentul Silicon Valley Bank și nu orice bancă, ci una dintre cele mai mari din lume. Credit Suisse. La primele ore ale dimineții Credit Suisse anunța că a constatat o slăbiciune semnificativă în procedurile sale de raportare a riscurilor financiare pentru anii fiscali 2021-2022. Raportul anual al Credit Suisse a fost deja amânat după ce autoritățile de reglementare din Statele Unite ar fi ridicat întrebări despre acesta. Iar acțiunile Credit Suisse au atins un minim istoric. Credit Suisse nu are operațiuni în România, dă asigurări BNR. Nu sunt se semne de contagiune și nici nu sunt motiv... Să ne așteptăm vreo contagiune. E o situație punctuală care vine, sigur, pe un fond general mai volatil în ceea ce înseamnă piețe, după situația complicată al unor bănci din Statele Unite. Nu sunt semne de contagiune, cu atât mai mult în România, unde sistemul bancar este extrem de solid. Dar acțiunile bancare globale rămân sub presiune. Investitorii se tem de consecințele falimentului șoc al Silicon Valley Bank. Până la colapsul de săptămâna trecută, Silicon Valley Bank, specializată în creditarea companiilor din domeniul tehnologiei, era o bancă destul de puțin cunoscută, a 16-a ca mărime din Statele Unite. Însă, o decizie de a investi masiv în titluri de stat atunci când ratele dobânzilor erau la minime record, i-a semnat sentința. Banca a fost expusă la pierderi uriașe atunci când băncile centrale au început să majoreze dobânzilor de referință. Iar banca s-a prăbușit după retragerea precipitată a depunerilor. Dar nu a fost nevoie ca toți clienții să meargă la caserie. Au apăsat pe butonul retragere de pe telefoanele mobile, așadar, prin sistemul Home Banking, văduvind banca de miliarde de euro în numai câteva ore. Tot în weekend a urmat închiderea altei bănci americane, Signature Bank, specializată în creditarea celor care fac tranzacții cu criptomonede, dar și o a treia bancă, Silvergate Bank. Autoritățile americane au anunțat garantarea depozitelor de la aceste bănci. Președintele Biden a spus că Statele Unite vor face tot ce este necesar pentru a susține sectorul bancar și pentru a risipi temerile cu privire la stabilitatea financiară. I think the market still feel that is uncertain. and also I think the measure done by the US government is just guarantee the, the saving... Customer the customer or the client who have the saving, but not the company or the business. So that's why a lot of the share, shareholders so still going to sell their share. Potențialul exploziv care poate duce la o nouă criză financiară globală este tocmai impredictivitatea. I've lived through a lot of crises. And it, it, it's very easy to know what went wrong the day after the crisis is over. It's very difficult to know what's going wrong before, it, before you have the crisis. Pe de altă parte, prețurile în ultimele 12 luni până în februarie au crescut cu 6% în Statele Unite, o temperare a inflației cu aproape o jumătate de punct procentual față de luna precedentă, dar încă departe de obiectivul fixat de 2%.